Biserica Ortodoxă a făcut astăzi și pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Cu acest prilej, credincioșii bucovineni și-au sărbătorit ocrotitorul, ale cărui moaște se află de peste 600 de ani în cetatea Sucevei. Sfânta liturghie a fost săvârșită astăzi la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură rostit, înalt preasfințitul părinte Teofan a prezentat modelul oferit de sfinții Ioan Botezătorul și Ioan cel Nou. Așezarea împreună a cinstirii acestor doi mari sfinți ai Bisericii, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, prezintă cele două chipuri în care viețuiește creștinul adevărat. Pe de o parte, Sfântul Ioan Botezătorul este chipul călugărului, călugăriței, adică a celora puțin dintre noi care aleg calea sfintelor mănăstiri. Iar Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, trăitor în viața lumii obișnuită, îl putem numi chipul celor care trăiesc în familie, în parohie, în mijlocul cetății. Înalt preasfințitul părinte Teodosie le-a vorbit celor prezenți despre virtuțile Sfântului Ioan cel Nou. Născut lângă Marea Neagră, iată, și venit la cetatea albă, el era credincios din părinți credincioși negustori. Dar el, mai mult decât părinții săi, voia să-i mângâie pe cei săraci, încât din ceea ce câștiga, el dădea tot la cei săraci și miluia și căuta și pe cei bolnavi. Avea mare iubire de Dumnezeu și mult îi iubea pe oameni, pe vârstnici, pe tineri, pe copii. Se apropia de toți cu multă dragoste. Dar iată, pentru dragostea sa, Dumnezeu i-a prilejuit un moment de cumpănă a vieții sale, cumpănă care s-a transformat într-o încununare a faptelor sale. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu l-a mulțumit lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă în această perioadă dificilă. Îi mulțumim că știe el de ce s-a rânduit așa și nu altfel. Nu altfel, adică așa cum a fost anii trecuți. Și îl rugăm să primească pocăința noastră și smerenia noastră, că pentru păcatele noastre, mai întâi ale noastre, ale slujitorilor, și pentru păcatele întregii lumi a venit această neputință, această molimă, și pe care tot El o va ridica atunci când va vedea adâncindu-se rugăciunea noastră de iertare și hotărârea de a ne îndrepta viața. Mulțumim apoi Sfântului Ioan cel Nou, care ocrotește Suceava de 600 de ani, care vă adună pe dumneavoastră și care adună și pe cei care nu sunt acum în această curte și care ar fi dorit să fie aici, dar indiferent unde sunt ei acum cu trupul, de sunt cu sufletul și cu inima alături de noi, binecuvântarea Sfântului Ioan îi va cuprinde și pe dânsii. Sfântul Ioan cel Nou a fost martirizat în data de 2 iunie 1330 în cetatea Albă, iar moaștele sale au fost aduse în Suceava de domnitorul Alexandru cel Bun.